La Universitatea UCLA din Los Angeles, studenții au urmat exemplul colegilor de la Columbia și s-au baricadat în campus. Poliția le-a dat un termen de grație ca să plece din zonă, dar tinerii au ignorat ordinul poliției, care a intrat în forță pentru a distruge baricadele. Forțele de ordine au îndepărtat grilajele și plăcile din lemn, în timp ce protestatarii determinați să rămână au pripostat. Scenariul de la UCLA este copia celui de la Universitatea New Yorkeză Columbia, unde, după intervenția în forța a poliției, spiritele s-au calmat. Cu toate acestea, profesorii solicită redeschiderea campusului, condamnă acțiunile polițiștilor și cer retragerea imediată a acestora. When the university called the police for the first time on our students, they made the encampment a flashpoint. Provocateurs and troublemakers were threatening to come into the camp and cause trouble, and the students, knowing the university would not keep them safe, asked the faculty to step up as de-escalators to keep them safe. Primarul orașului New York a declarat că situația de la prestigioasa universitate a fost generată de agitatorii din exterior, care nu au nicio legătură cu mediul academic. At their request and their acknowledgement that outside agitators were on their grounds training and really co-opting this movement. At their request, we went in and conducted an operation to allow Columbia University to remove those who have turned the peaceful protest into a place where anti-Semitism and anti-Israel attitudes were pervasive. Tensiunile au escaladat și la Universitatea Wisconsin. Polițiștii au distrus corturile și baricadele studenților din interiorul campusului. După confruntările cu forțele de ordine, cel puțin 12 persoane au fost arestate. Pentru a preveni izbucnirea unor noi proteste, mai multe universități din Statele Unite au trecut la cursuri online. În Anglia, studenții din Leeds, Newcastle și Bristol au urmat exemplul americanilor și au instalat și ei corturi în afara clădirilor universitare, în semn de protest față de războiul din Gaza.